Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut la 25 martie, ești o luptătoare înțeleaptă și experimentată care găsește sensul vieții în rezolvarea unor situații dificile. În același timp, în jurul tău răspândești o aură de mister care atrage oamenii. Dinamică și pricepută, crezi în capacitatea ta de a reuși, nu ți este frică să-ți asumi riscuri și să te angajezi în lucruri despre care știi foarte puțin. Abilitatea de a împărți sarcini și de a te adapta în mod individual contribuie la absorpția de informații noi și la învățarea în acest proces. Dacă alegi un obiectiv, te deplasezi cu forță înainte și nimic nu te va opri pe calea spre realizarea acestuia. Ai o natură înliniștită și dinamică. Pot afirma că ești una dintre cele mai active și mai energice reprezentante a rasei umane. Ai fost creată pur și simplu pentru conducere, dar vei fi mult mai exactă ca singură sau solitară. Când se întâmplă să conduci un anumit grup, se întâmplă mai degrabă datorită talentelor sau circunstanțelor extraordinare și nu este deloc dictată de dorința de a conduce. Tu ești conștientă de abilitățile tale și cunoști perfect puterea ta și capacitățile tale. Te afli în căutarea veșnică a păcii și a singurătății în activitatea profesională în care ești angajată. Fără aceasta, pur și simplu nu poți exista. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități. Ești neînfricată, Onestă, deschisă, berbecul cel mai luminos este cel care s-a născut chiar la debutul primăverii, ești controlată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții, ai o capacitate de lucru înflăcărată, și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să nu perseverența excesivă ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufânzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă fața monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot te dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru ambiție. Această planetă este favorabilă pentru actori, oficiali, profesori, lucrători în domeniul sănătății. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere, impertinență și integritate. Ești carismatică și fermecătoare, pentru tine dificultățile vieții sunt doar o provocare și o barieră de depășit. Ca un magnet îi atragi pe oameni, nu te tem de risc, ești sigură pe tine și ți-a asumi sarcini chiar și într-o zonă care nu este bine înțeleasă. Tu știi cum să structureze informațiile și direcțiile de lucru și să lucrezi cu diferite proiecte și sarcini. Principalul lucru este că nu le amesteci într-o grămadă, faci lucrurile la rândul lor și, prin urmare reușești cu ușurință. Tu înveți rapid, îți este ușor să memorezi lucruri noi, probabil datorită unei abordări atât de stricte. Ești persistentă și intenționată, îți definești mereu un scop pentru tine însă îți. Ești devotată celor pe care îi iubești, dar înțelegi devoțiunea în felul tău? Să respecti loialitatea. Aceasta nu înseamnă deloc să te legi de anumite obligații sau legături de căsătorie. Ești credincioasă familiei tale, dar poți menține relații neconvenționale cu cei dragi. Uneori pare că energia ta este nelimitată, dar de fapt ești supusă oboselii și de irritabilă. În această stare, cel mai mic semn de lipsă de atenție față de propria persoană este considerat o insultă personală inflamată, îți poți trata adversarul cu blesteme și abuzuri sau mai rău, îl distrugi cu un sarcasm furibund, tu poți fi tacticoasă, dar totuși prefer sinceritatea directă, care în combinație cu temperamentul tău plin de viață, creează adesea mari probleme pentru tine pentru tine este foarte important să ai prietenii apropiați care formează un fel de tampon de protecție între tine și lumea critică din exterior și să te protejeze de impulsurile autodistructive. Și ce primesc prietenii în schimb, de obicei, este satisfacția de a cunoaște o persoană puternică, pe care te poți baza în totdeauna, dacă bineînțeles, este aproape la momentul potrivit, să solicite sfaturi și să împrumute bani cei care interacționează îndeaproape cu tine ar trebui să învețe că nu ar trebui să interfereze cu viața ta privată și cu dorința de a trăi, de a acționa, de a călători, de a iubi în mod independent. Numai în condiții de libertate completă tu poți împărtăși cu generozitate emoțiile și sentimentele tale. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, impredictibilitate, vigoare, activitate, Ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 25 martie soartata? Ai un caracter neliniștit, ești plină de energie și ești mereu în mișcare. Tu ești lider în orice companie, dar mai ales iubești independența și separarea de grup, nu ești deloc dornică să conduci oamenii. De obicei se întâmplă aleator, datorită trăsăturilor tale remarcabile de personalitate, deoarece ești cea mai potrivită pentru acest rol. Tu ești conștientă de punctele forte și de punctele slabe și îți evaluezi în mod rezonabil abilitățile, deși în munca ta ești neobosită și depășești cu succes toate obstacolele, uneori e nevoie de o gură de aer, o anumită insulă de liniște și izolare de lumea exterioară și cu siguranță ascunsă de ochii curioși, acolo tu îți odihnești sufletul și primești o nouă încărcătură de energie pentru următoarele realizări. Viața ta personală nu este pe deplin reușită, deoarece este pur și simplu insuportabil pentru tine să iei în considerare interesele cuiva și să acționezi în temeiul opiniei cuiva. Partenerul tău de viață trebuie să fie suficientă de puternic pentru a suplimenta energia ta și a neutraliza surplusul. Este posibil să reușești să-ți găsești o pereche a sufletului numai în anii tăi de refuz, dar la fel de bine este posibil să nu-l întâlnești niciodată în această viață. Este deosebită de ușor pentru tine să înduri, deoarece ești complet autosuficientă și independentă. Dacă ești destul de norocoasă să te întâlnești cu cealaltă jumătate, vei fi loială și credincioasă, dar nu te vei grăbi să păstrezi certificatul deoarece nu acorzi importanță formalităților tu nu-ți vei schimba punctul tău de vedere chiar de dragul unui iubit, prin urmare, este puțin probabil să-ți schimbi status quo -ul. Deși se pare că ai o cantitate inepuizabilă de energie, în realitate tu ești familiarizată cu obosala, inclusiv în spirit. În această stare, tu devii asemenea unui butoi cu praf de pușcă, iar dacă ești atinsă, va urma o explozie de emoții incontrolabile. Urmată de blesteme ce pot ajunge la violență. Atunci când comunici cu oamenii din jurul tău, alegi să oferi adevărul crud, în special când ai o reacție negativă a interlocutorului, ceea ce poate duce la încercări furtunoase. Dar, de obicei, adversarii tăi nu te înfruntă din moment ce motivele tale sunt ușor de citit și ușor de înțeles, ești deschisă și poți fi ușor potolită. Dragoste și compatibilitate dreptul la intimitate este sacru pentru tine. Căsătoria este o povară destul de grea pentru tine, deoarece slujirea pentru o altă persoană este posibilă pentru tine numai în condiții bine definite. Un partener de viață nu ar trebui să fie doar un adevărat prieten, sarcina lui este să echilibreze puterea energetică. Adesea, adevăratul sorțit poate fi găsită doar la sfârșitul călătoriei tale de viață. Acesta este motivul pentru care poți fi dintre cele care preferă singurătatea în cazul în care căutarea partenerului perfectă nu este încununată de succes. Chiar și căsătorite ești foarte dispusă să renunți la soț, casa și familia joacă un rol important în viața ta, dar relațiile apropiate sunt greu de întreținut. Dacă un partener încearcă să-ți impună punctul de vedere, ești indignată și începi să te gândești să pleci perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cuvărsător, Balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul, unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Te-ai născut cu o mașină de mișcare perpetu în interior. Tu faci ceva în mod constant, ești ocupată cu ceva, nu poți sta liniștită, nu poți lenevi. Ești destul de rezonabilă și ți evaluezi cu tărie puterea, dar nu poți fi numită ambițioasă. Tu preferi să lucrezi singură, dar dacă este necesar îți poți asuma rolul de lider de echipă. Tu ți cunoști cu siguranță punctele forte și punctele slabe. Punctele forte și meritele tale sunt de obicei foarte ridicate. Adesea, tu visezi la odihnă și la o perioadă de singurătate, dar îți duci viața astfel încât astfel de perioade de liniște să fie extrem de rare pentru tine. În primul rând, nu îți place să-ți pui ego pe altarul unei alte persoane? În al doilea rând, ceri mult pentru tine însăți, ca o egoistă reală și, în al treilea rând, ai nevoie de un partener cu putere și energie similare. Poți fi înzestrată cu abilității muzicale, domeniul tău de acțiune fiind de teatrul, ești un artist natural, te poți orienta către artă, sănătate și boli. Tu pur și simplu nu ai suficientă timp pentru a-ți monitoriza sănătatea. Tu crezi în mod eronat că sănătatea este ceva dată de sus? Ce v luat ca atare? Ani de zile poți duce pe picioare diverse boli, ignorându-le. De aceea este extrem de important să-ți elaborezi programul de viață astfel încât cel puțin o dată pe an să poți fi supusă unui examen medical complet. O varietate de exerciții fizice te va ajuta să te menții în formă și să-ți ajustezi greutatea, deoarece îți plac mâncărurile și băuturile și prin urmare poți suferi de obezitate deși nimeni nu contestă afirmația că un apetit bun este un semn de sănătate, te sfătuiesc să eviți consumul excesiv de sare, carne, lapte și de alcool, destinul și norocul. Ai o fire contradictorie, starea ta se poate schimba rapid, ești curajoasă și puternică, apoi slabă și nervoasă. Cel mai probabil, viața ta va fi plină de situații neașteptate. Evenimentele neplăcute sunt posibile dacă nu-ți schimbi caracterul și nu-ți dorințele. În viața de familie, problemele și recăsătorirea sunt posibile. În viață va trebui să câștigi totul prin munca ta. Tu poți obține prosperitate materială, faimă și glorie datorită perseverenței, efortului, folosind în mod corect talentele care îți sunt oferite. Tot ceea ce vei avea în viața ta va fi creat prin eforturile tale, cu greu poți spera pentru ajutor din afară. Sfaturi pentru tine Într-o stare de obosală, ești extrem de capricioasă și absolută nu tolerezi dacă ești ignorată cumva. Nerespectarea chiar a unei cereri minuscule de la cei dragi poate provoca un teribil scandal. Atunci când te superi în înfricoșătoare și blestem cu voce tare fără a fi jenată în expresii. În plus față de mânie, tu folosești întotdeauna bate jocură și glume otrăvitoare, din care nu există nicio salvare. Datorită acestei trăsături ai întotdeauna mulți dușmani și detractori. Într-adevăr, ești un om săritor, dar din când în când ocupăte și de tine. Autocontrolul și disciplina sunt importante. Învață să te adaptezi, să te temperezi să devii mai puțin aspră și să apreciezi valoarea liniștii și calmului. Nu-i mai coplești pe toți din jurul tău. Dacă ai nevoie să eliberezi energie negativă, îndreaptă în alte direcții, sport, recreere sau alte hobby-uri. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, Preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Este atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățeri sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.